A doua informație importantă din trafic. Este oprit pe DN1A în județul Prahova pentru că 5 oameni au fost răniți într-un accident care s-a petrecut în această dimineață, implicate 3 mașini acolo. Discutăm despre ambele incidente chiar acum în direct cu doamna Ramona Tudor, comisar șef Infotrafic. Bună dimineața și vă mulțumesc foarte mult! Bună dimineața, mulțumesc de invitație. Vă informez într-adevăr că traficul este oprit momentan pe drumul național 1A între Bărcănești și Blejoi, mai exact în zona localității Moara Nouă din județul Prahova. Acolo 3 autoturisme au fost implicate într-o coliziune, iar 4 persoane au fost rănite și transportate la spital. Până la reluarea circulației pe drumul național 1A, traficul a fost deviat pe drumul național 1. Iar referitor la drumul național 7, se circulă în condiții de iarnă între Pitești și Râmnicu-Vâlcea. Se circulă dirijat pe un fir alternativ pe raza localităților Morărești și Valea Ursului din județul Argeș, din cauza a 2 autotrenuri care au derapat. De altfel, ninge la această oră pe multe artere rutiere din zona de sud și sud-est a țării, în special în zona montană, dar și pe autostrăzile A3 București-Ploiești și A2 București-Constanța pe tronsonul kilometric 10-30. Le recomandăm șoferilor să se intereseze foarte bine înainte de a pleca în călătorie despre condițiile meteorologice de pe traseul pe care urmează să-l parcurgă și să aibă autovehiculele echipate cu anvelope de iarnă, să ia în considerare că distanța de frânare crește atunci când rulează pe un carosabil umed sau alunecos. Atât pentru moment de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Doamnă Tudor, o scurtă întrebare. Dacă accidentul în care au fost implicate 2 tiruri s-a întâmplat din cauza condițiilor meteo nefavorabile, ce informații aveți despre accidentul de pe DN1A, cel din județul Prahova, unde au fost implicate cele 3 mașini? Spuneați despre 4 răniți din informațiile pe care le aveți. Da, cauzele accidentului sunt în evaluare la această oră. Nu ne putem pronunța cu privire la împrejurările exacte în care s-a produs evenimentul rutier, iar pe drumul național 7, așa cum precizam, într-adevăr sunt condiții de iarnă cu strat de zăpadă depus pe partea carosabilă. Mulțumim foarte mult! A fost Ramona Tudor, comisar șef la Infotrafic. Atenție mare, șoferi, cum circulați, reduceți viteza, mare grijă, sunt ninsori, ne spunea și Denisa Țicu, în mai multe zone din țară. Vedem și în București că e un strat destul de gros de zăpadă și am remarcat de dimineață un pic de gheață sub zăpadă. Deci mare atenție și cum circulați, chiar dacă nu sunteți cu mașini.